Salutări la toată lumea, bine ați revenit. Trebuie să continuăm cu episoadele legate de prim ajutor, pentru că sunt foarte importante. Și astăzi o să fac două capitole, crampe musculare și cucuie și umflături. Și următoarele capitole vor fi degerătura, diferite grade. În fine, aia va fi în altă zi. În primul rând, înainte să încep, să nu uit să spun, deci nu sunt doctor, nu am studii medicale. Eu acum doar transmit o informație dintr-o carte și fac video-ul ăsta ca să fie ca un fel de bază. Sunt și doctori care fac chestii de genul ăsta. Cartea este scrisă de doctor. Ideea e în felul următor. Și legat de chestii medicale și legat de supraviețuire. Eu fac lucrurile astea pentru voi, în ideea că dacă o să fie vreodată nevoie, atunci să zic aveți niște informații. Dar multe chestii e bine să nu le încercați. Pentru că se poate întâmpla să vă accidentați sau să accidentați pe altcineva. De asta e foarte important ce vedeți în videourile astea. În primul rând e bine să doar să le învățați și dacă vreți să le exersați, să vă luați toate măsurile de precauție, adică ochelari de protecție, mănuși. Da? Sunt niște chestii. Să aveți foarte mare grijă dacă spargeți lemne, dacă tăiați lemne. Se poate întâmpla. În fine. De asta e foarte important acest aspect să-l aveți în cap. Orice chestie, dacă vreți să o încercați, o faceți cu foarte mare grijă. Dacă aprindeți focul, dacă încercați un bow drill sau chestii de genul ăla, să aveți la îndemână ceva de stins focul. Și dacă, să zicem, faceți chestia asta și poate voi credeți că nu v-a ieșit și vedeți că este fum și aruncați scândura aia, să nu aruncați. Turnați apă pe ea pentru că se poate întâmpla să dați foc la o pădure, la ceva. Toate măsurile de precauție, luați-le. Da? Pentru că dacă, să zicem, urmăriți canalul meu sau Pregătituri din Fire sau Adi Outdoors sau orice canal de genul ăsta, noi când facem niște chestii, facem tot posibilul să fim în siguranță. Pentru noi siguranța este primul și cel mai important lucru. Asta ca și eu, un fel de chestie la început, pentru că în ziua de azi sunt persoane care văd un video și poate ce asta e foarte ușor de făcut și poate face ceva fără să-și ia niște măsuri de precauție și nu se știe niciodată, mai ales dacă e cineva mai tânăr sau, să nu zic, chiar copil. În fine, crampe musculare. Apar la abdomen, spate, gât, picioare, brațe. Ați pățit vreodată asta? Am pățit-o. Mai ales când notam. Manifestări. Pot fi prezente una sau mai multe manifestări. Se produc datorită ridicării unor greutăți mai mari, datorită exercițiilor fizice mai intense sau după ce membrul respectiv a fost ținut mai mult timp într-o poziție incomodă. Se produce o supra-solicitare a mușchilor. Zona afectată devine foarte dureroasă, mușchii sunt contractați, durerea crește în timpul mersului. Avertisment. Nu ridicați greutăți mari, evitați exercițiile fizice intense. Acțiune imediată. Masați zona afectată ușor pentru a pune sângele în circulație. Aplicați comprese călduțe sau faceți o baie caldă pentru a înlesni relaxarea mușchilor. Așezați victima într-o poziție comodă pentru ea. Cereți asistență medicală dacă durerea nu cedează. Acțiuni suplimentare. Acoperiți victima cu o pătură, haină, etc. pentru menținerea unei temperaturi confortabile. Nu supraîncălziți victima. Liniștiți și încurajați victima cu blândețe. Blândețea și înțelegerea joacă un rol deosebit în tratarea victimelor cu leziuni de orice fel. Asta mi-era dor de. Pentru că la ultimele nu mai aveam tot textul cu blândețea și înțelegerea, la. Apoi, avem următorul capitol, cucuie și umflături. Manifestări. Pot fi prezente una sau mai multe manifestări. Un cucui sau umflătură la nivelul capului, piele palidă sau roșie, durere de cap, amețeală, neliniște. Avertisment. Un cucui însoțit de hemoragie trebuie tratat cu seriozitate, deoarece poate duce la apariția unor probleme serioase. Acțiune imediată. Dacă cucuiul sau umflătura este în zona capului, controlați starea victimei cu atenție. Mențineți căile aeriene libere.
Puneți comprese reci sau pungă cu gheață pe zona afectată pentru a reduce durerea și creșterea umflăturii. Dacă victima are hemoragie la nivelul capului, urechii, nasului sau gurii, luați măsuri pentru oprirea hemoragiei. Aplicați o compresă pe zona cu hemoragie și bandajați. Dacă victima are hemoragie puternică, solicitați asistență medicală de urgență. Acțiuni suplimentare. Notați orice vi se pare bizar legat de starea și comportamentul victimei pentru a putea transmite aceste informații personal medical calificat. Cam atât am avut de spus pentru astăzi. O să continuăm zilele următoare cu următoarele episoade. Și cum am zis, o să încercăm mai multe chestii, pentru că primul ajutor e ceva ce e obligatoriu, ca și cunoștințe pentru un pregătitor. Eu vă mulțumesc pentru vizionarea videoclipului, vă doresc multă sănătate, la revedere!